Mănăstirea Mehedințeană Cerneți și-a sărbătorit astăzi ocrotitoarea pe Sfânta Cuvioasă Anastasia Romana. Cu această ocazie, în mijlocul monahiilor și al credincioșilor veniți la mănăstire, a slujit preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. La cel de-al doilea hram al mănăstirii Mehedințene Cerneți au participat credincioși din localitate, dar și pelerini veniți din Drobeta, Turnu Severin. În cadrul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Nicodim le-a vorbit celor prezenți despre viața Sfintei Anastasia Romana. Când a ajuns la 20 de ani, s-a aflat că ea este foarte frumoasă. Și era un ighemod, un guvernator al locului pe nume Prob, care, aflând de frumusețea ei, de la oameni care purtau vorbe și urau creștinismul, au trimis ostași și au mers și au chinuit-o foarte mult. Cine ar putea să descrie chinurile numai când le citești? Rămâi uimit și chiar îngrozit. Bătăi, așezare pe jar, schingiuiri, tăierea sânilor, scoaterea unghiilor, apoi tăierea mâinilor, zdrobirea danturii. A suferit foarte mult. În cele din urmă a fost martirizată prin spânzurare. Ceea ce trebuie să ne uimească pe noi, de unde? Atâta tărie, atâta evlavie, atâta credință, la o soră, la o călugăriță în vârstă de 20 de ani. Aceasta s-a datorat, iubiți credincioși, cuvioase maici, felului în care au știut să o crească și să o educe bătrâna stareță Sofia. O prăsnim pe ocrotitoarea noastră, cuvioasa mucenița Anastasia, cea care s-a nevoit pentru Hristos. Avem mare evlavie la ea și ne bucurăm de cinstirea acestei sfinte. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un diacon care urmează să fie hirotonit preot pe seama parohiei Pădina din protopopiatul Vânju Mare. Vechea vatră monahală de la Cerneți este așezată în apropierea municipiului Drobeta, Turnu Severin. Pentru că este o mănăstire de maici, cu prilejul târnosirii din 24 august 2008, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a rânduit pe lângă hramul Sfintei Treimi și un al doilea hram, Sfânta Cuvioasă Anastasia Romana.